Învățăturile lui Neagoe Basarab către nevasta sa, către fiul său. Sau lui Solomon către fiul său. Na, nu ne luăm după lui. Dă-o pula mea. Nu, nu, scuză-mă, doamne. Iartă-mă, doamne. Na. Ne luăm după lumea modernă. Deci, viitoarea mea soție, vreau mâncare ca la mama acasă. Ia uite, cerbic. Tu s-o prepari, dar așa să-mi o servești. La sticluță. La sticluța amărâtă. Nu știu de unde pula mea. Uite, cu etichetă de aia de gunoi. Uite, de aia veche. Deci a luat-o dintr-un gunoi și după aia o speli cu de aia. O să mă rămână gunoi. Ia, aici nu ne-a spălat. Cum, aici pe exterior, ca zis, am ce jeghe. A luat-o dintr-o groapă de gunoi. De la țară. Unde se pișea câinii și șobolani. Și eu sunt nevoit să mănânc de asta, da? Te duci la grina, o să acoșel și iei multe sticle pe acolo. Le speli, ca să-mi arăți vrnicie. Și mi-aduce așa, uite că mi-a venit mama astăzi. Dar am dat afară, i-am zis, părăsește scena, cum i-a zis sorma când dansa de ziua de aia. Era bine discusă, nu știu de ce, de Sfântul Petru. Și eu când am văzut-o așa superbă, nici nu știa să danseze, am pus să rupe figuri. Mi-a fost bine de mai zis, părăsește scena. Și acum mama, când am văzut-o sărăcuță și cu chinuită așa, în ziara vorcanele pe aia, vezi? Deci nu, că altfel dacă faci, altfel dacă te strâmbi pula mea și îmi faci și mie și mă servești cu cuțitul, furculița, lingura, să stăm pula mea. La noi nu ne rugăm înainte de masă așa, mai discutăm una alta. Frumos civilizat, nu. Există civilizație și civilizație. Că așa mănâncă sorma. Presupun. Și fii atent. Neapărat ne luăm o cotarlă plină de purici. Să dormim în purici. Și uite aici. Vezi? E cartofi cu pește și cu pui. Cartofi care se fac rapid, la foc rapid. Ca să arzi ulei. Și dacă e ulei bun, de la bunica trebuie să-l faci nebunica. Și sunt cruzi ei, dar sunt arși în exterior. Sunt crocanți în exterior. Și dai de... Deci tu în loc să dai de moale, să-i fierbe așa ușor, dai de tot de tare. Și faci un amidon de ăla care nu se poate digera. Ca să-i chinuie stomacul, nu știi? Că de-aia se prăjesc sau se fierb cartofii. A să faci un... Că sunt de două feluri amidonul, fac. E amidon crud, are altă formulă chimică. Și ăla care e copt, se transformă. Și poate fi digerat de sucurile noastre digestive, pentru că noi suntem omnivori, nu suntem ierbivori. Dar ei sunt ierbivori, sunt vacivori. Și capre și nu știu ce. Și pui pește, a, dar vechi să fie. Îl păstrezi în frigider și vreo 2-3 luni. Că după ce îl faci, după totul va din frigider. Cu alte mâncăruri se așa pe mirosul, știi? Cum? Uite așa. Și frigiderul să nu spă niciodată. Deci, pula mea, ești doamnă București, ce drept. Și trebuie să miroasă vechi. E pane? Nu e niciun pane, e fripte. Uite. Parcă ar fi pane. Nu e niciun pane, ce treacu. Te apuci tu, pula mea, să pui crutoane de alea. O, să dai pe făină sau pe crutoane. Trebuie și după aia, aia. Deci dai pe ou și pe crutoane. Pff, aolo, e complicat. Cum regres flacăra aia, dracu, știi tu cât? Uite, calorii bagă în el. Nu știi, băi. Ce dracu? Ce ești tu, mama Omida, a bucătăriei? Și aici, pui. Pui. Nu zic halbă, pui. Auzi. Auzi, vezi? Dar vezi că e crud? E sânge, vezi, se observă. Și pe webcam-ul ăsta de căcat și fără lumina. Am un doar un singur pe ăla leșinat. Se observă? Da. E crud de acolo. E fast food. E mâncare pentru copii. Deci dacă el nu mănânc mâncare de asta, înseamnă că nu există pe planeta asta. Cred că prefer mâncare de gunoi. Oricum, nu știu, acum s-a lăsat frigul. Le-am scos la rece, o să mănânc și eu de mine. Le-am mâncat mai devreme și mi-a venit două. M-a săturat brusc.
în câteva bucăți. Deci acum mă doresc numai. I-am luat o sticlă de vin ca să digere. Sau moare microbi. Deci cum face acolo? Deja fierbe. Bă, mă gustură și buzele. Până acum muream de foame, mâncam numai pâine și cu sare și cu apă. Mă simțeam bine cât de cât am fost după boală. Am mâncat mâncarea acum o oră. De la mama. Niște cartofi am mâncat. Cu gust de pește. Amestecă cu cartofi prăjiți crud cu gust de pește. Să vezi ce este. E un fel de lături. Și dacă ar fi bine făcute toate, niște gusturi, le amestecă acolo. Păi, după filozofia de o doamnă de București, ca și sorta, bă, nu tot acolo ajunge. Nu se amestecă, uite, nu se regăie. O, ce urmă. Nu tot se amestecă stomac, dar mă, dar n-are papile gustative stomac. Nu e impresionat. Că și psihologic ești impresionat la creier. Nu se amestecă una cu alta. Că s-ar putea acolo să dea alte reacții chimice decât în stomac. Acolo e procesul de digestie. Dar aici e procesul de gândire, care e foarte complicat. Exact, și în asta e foarte complicat. Cum? E complicat. Trebuie să tea cineva, să... La vârsta lor, mai ales sor, are o vârstă. Cal bătrân, să-l pui să tragă la căruță, nu. Dă-i pula mea distracție, muzică, lume bună. Îți cântă, îți dansează. Se strâmbă și ea și ceva. Face, nu știu ce. Acum cu mare curaj, deci bag 3 pahare de vin, o să mă apuc de mâncat. Și mâine nu știu ce până mea fac, că nu mai iau. Tot mai am bani. Și mama încearcă la fel cum încearcă și sora mea. Tot încearcă. Nu știu când o să reușească. Păi știi cum reușește? Când face rând de bani. Nu știu. Curând. Rând pe rând, așa știu. Bă, pe principiu, rufele se spală în familie, într-adevăr, sunt de acord cu asta. Eu nu am mai făcut cu nici Adriana, fosta mea familie, ani de zile, zilotat. La tribunal, dar m-a atacat ea. Vedea telefoane pe la servicii. Multe chestii. Am răbdat. A dat, a contactat-o și pe Ioana. Și atunci m-a supărat. La fel ca și sora. An de zile, de 2-3 ani, cel puțin, face figuri. Am răbdat ce am răbdat. Încercam să vorbesc cu ea pe tatăl, nu s-a putut. E, atunci am trecut și la atac. Să vedem cum e. Nu mă simt bine. Chiar nu mă simt bine. În postura de agresor. La Manchester. Că e un mod real. Pentru că eu nu simt asta. Și oarecum conștientizez. Nu sunt o victimă a lor. Oricum pot să ies din plasa lor. Așa zise. Care o pe ei. Dar îi las. Să-și ducă talentul mai departe. Să zic cine se ia după ei. Eu cred că mai sunt cazul ăsta. Și cred că sunt cazuri și mai grave. Când copiii și-aruncă părinții în stradă. Mame care și-au moară copiii. Eu am ajuns la un para. Că m-au lăsat să mor. De mai multe ori. Toate că am zbiorat și pe internet, deci aveau cum să audă. E, au și pe aici vecini care au numărul lor de telefon. Prin știința la ani trecuți veneau. Și mă ajutau, dar foarte puțin. Așa, ceva, știi? De fapt, ori mai dădea telefonul în salvare, că nici măcar nu știe să-mi dea primul ajutor.
m-a salvat de câteva ori de la moarte. Așa ți se moate, că și dacă mă lăsa, cred că îmi revenea singur. Până la urmă, mai te-a plăcut starea. Dar te-ai băgat în seama. S-a dovedit. Deci când ai intervenit deloc, mi-am revenit fetit. Deci, ești inutilă pe pământul ăsta. Deci de la viitorul tău, să te plimbi cu nebunii de către. Să propovădești Biblia. Păcăiți-vă! E, te pula. Bine, pula pizdă.